avem în fața noastră un minunat grup de copii. Bine ați venit! De la școala Elena Doamna, înțeleg, nu? Da! Bravo, bravo! Și vreți să ne cântați ceva? Da! Vă rugăm mult, vă ascultăm, succes! Iar a sosit în zor la fereastră apusori, a sosit cu cerul ei, cu zăpadă și polei. Câte veseli suntem noi, că ne aduce bulgări noi. Cu zăpadă ne jucăm și cu bulgări aruncăm. Cerniuța va pleca și pe turtii va zbura, clopoței vor suna. Câte veseli suntem noi, că ne
sunt niște copii minunați, vă fericit. Și dumneavoastră, în aceeași măsură, tot minunat. Îl așteptați pe Moș Crăciun? Să știți că am vorbit dimineața la telefon și a spus că o să vină, vedeți să nu dormiți noaptea, să stați să-l așteptați, da? Așa. Eu sunt un văr al lui, un pic mai tânăr, nu foarte mult, da? Așa? Și mi-a trimis, am primit astăzi, niște cadouri mici pentru voi, ca să vă pregătiți pentru seara aceea când o să vin, da? Da! Sigur? Da! Bravo! Sărbători fericite, copii! Uite, vedeți, treceți pe aici și primiți ceva de la Moș Crăciun în deschidere. La mulți ani! La avocat în cea de Moș Crăciun de la 15 ani, la 15 ani. Mai bine luna, te mai colindă, mai dai o ghină. Dacă aud pe vremea că îmi spune Moș George, intră în convingere. Auzi, Moș Nicolae. La Old Boys. Care devine unul. Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor economice a documentației tipului economice, faza SF pentru obiectivul de investiții, construire, grădință, program normal, inclusiv branșament de utilități, alea Stunga, numărul 2, pe discuție. Păi l-am numărat, domnul Sărbu. Domnul Sărbu, că se mai află în sală, suntem 20. Vă rog, domnul consilier Andrei. O întrebare. La principali indicatori tehnico-economici, valoare totală lei inclusiv TVA 12.918.581. Din care C plus M 8.489.698, cheltuieli beneficiari neeligibile și eligibile o anumită sumă, diferența de aproape 4 milioane, unde se regăsește și pentru ce este, până la 12 milioane. Dați mai sus. Mai jos, mai jos. Mai. E o tabelă. Domnul președinte, aici, domnule Amandrei, domnul consultant, cine să răspundă? Aici, da. Diferența de 4 milioane care se completează până la 12 milioane, pe ce, unde merg și unde se regăsesc. E vorba de 4.479.000. Hai să zicem este vorba de dotările care sunt proiectate pentru a completa credința. Și de ce trebuie de aici? Noi când nu aprobăm suma de 12 milioane, nu trebuie să regăsească în acest proiect? Se regăsesc în documentația baza studiu de fezabilitate care este anexă la proiectul. Păi de ce n-am potrivit și aici? N-am procedat niciodată la detalia dotările. Pe noi din eu nu am potrivit dotările. Cheltuielile eligibile și cheltuielile neeligibile, da, sunt raportate la ce valoare? La 12 sau la 8? La valoarea totală. Adică inclusiv la... Inclusiv la... Dotări. Și dotările au același regim de finanțare ca... Deci proiectul integral cuprinde C plus M plus dotări, da? Da. Bine. Rămurit, domnul. Pot fi mai mari cheltuieli decât cele 300.000? Există vreo variantă în care primăria să fie... Nu, principiu. Spuneți-mi excepție. Aceasta este suma maximală care se supune licitație. Nu, doamnă, stați un pic. Nu, că să zicem că să ia licitația pe 12.917.918. Da? Ce posibilitate există ca primăria să fie obligată la mai mult de 320.000 euro? Contribuție benefice și contribuție benefice. Nu există posibilitatea decât dacă primim anumite corecții. Corecții care ar fi rezultate din altceva decât întocmirea documentației. Decât din documentația aceasta. Da. Lămuri, domnul. Da. Bine, mulțumesc. Alte probleme? Domnul Băscan, vă rog, și urmează domnul Dănescu, ca să nu mai avem. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că pe această axă putem să luăm maxim pe 1.400.000 de euro. Adică vreo 7 miliarde. 1.600.000. 1.600.000. Și dacă proiectul atunci totalitatea lui ajunge la 13 milioane și noi putem să luăm maxim de la pe această axă fonduri europene de 1.600.000, cum puteți să ne spuneți că nu vom mai aduce bani de la buget? Există o ordonanță în care cei care depun proiecte trebuie să depună în cuantum de 200% și în cazul în care se depășește suma, dar nu există alte primării care să fi depus, ni se aprobă proiectele noastre. Altfel ni se resping și nu se va face proiectul, deci nu că venim noi cu banii. Eu am întrebat altceva. Deci pe această axă putem să accesăm maxim 1.600.000. Cu domnul proiectant, cu doamna director, nu are important cine răspunde. Deci putem să accesăm maxim 1.600.000. Care înseamnă de euro, care înseamnă vreo 7 miliarde de lei, 7-8 miliarde. Și atunci diferența până la 13, cine o va suporta? Asta mă interesează. Mulțumesc.
Adică vrea să spună felul următor, sunt mai multe proiecte, toate totalizate, proiectele respective, fac undeva la 6 milioane de euro, da? Bun. Noi avem posibilitatea de 1.600 și din ce a spus dumneavoastră s-ar putea să vă la sumă, da? Dacă există resturi neconsumate pentru că nu au venit părinte, da? O secundă, numai un pic să termin. În această situație, noi printr-un singur proiect, adică prin ăsta, depășim valoarea și ne ducem spre dublu, numai prin ăsta, da? Și atunci întrebarea este, de ce trebuie să facem 4, 5, 6 proiecte și dacă ne puteți confirma, domnule Novac, da? Că noi, de fapt, promovăm 10 proiecte cu posibilitatea de a finanța 2 sau eventual 3 sau maxim 4. Vă rog. Domnul Novac. Întrebarea aceasta ați avut-o... Ați avut-o și în Comisia de Economică. Și explicați colegilor așa cum a explicat și în comisie. Vizând de cele 4 proiecte, care sunt 2 prioritare, care sunt rezerve, că asta nu s-a înțeles. Și faptul că 1.600 e de fapt vorba de cota partea primăriei, nu de întreaga valoare a proiectelor. Mulțumesc. Da. Deci în momentul de față, municipiul Băiești are alocați 1,6 milioane de euro pentru această axă. Conform unei ordonanțe de urgență, vor contracta proiecte în valoare de 200%, în cuantum de 200% în raport cu alocarea. Deci se vor putea contracta direct proiecte de, cumulând 3,2 milioane euro. În acest moment, dumneavoastră aveți 4 grădinițe pe această axă pe care le doriți a fi finanțate, din care 2 sunt prioritare, cea de la Strunga și cea de la Poștei, și 2 pe lista de rezervă. Ele vor fi depuse toate și se vor finanța în prima fază, în limita bugetului de aprobat ori 2, adică 200%, urmând ca cele din rezervă să se constate dacă, pentru cele din rezervă, să se constate dacă mai sunt bani disponibili. În acest moment, azi vorbind, pe axa 4-4, grădinițe, la nivelul ADRS-ul Muntenia, s-au depus un proiect. Mai depune Ploiești încă 4 și cam astea sunt, nu se mai știe de altcineva să depună. Deci sunt șanse mari ca din banii pe toată axa, ori 2, deci încă dată se vor contracta 200%, să dumneavoastră să puteți primi bani pentru toate cele 4. Pe de altă parte, dumneavoastră aici aprobați necesitatea, care e clară, și oportunitatea. Oportunitatea este dată de faptul că puteți accesa fonduri europene cu 98%. Dumneavoastră asta aprobați. Dacă, de exemplu, 2 din ele nu vor fi bani imediat, nu înseamnă că vor fi trebui puse în operă să puneți dumneavoastră bani, pentru că ele s-au aprobat și toate analiza financiară e făcută în ideea în care primiți 98%. Da? Deci, oricum ar trebui, în mod normal, așa cum merg până acum, merge depunerea de proiecte, dumneavoastră să primiți bani pentru toate 4 și chiar să mai puteți depune, probabil, vreo 2. Cam asta e și poate vă gândiți să ne vedem pe 29-30, să fie... Mai facem. Da, 27-28 era în poate proiecte, aveți cu 29-30. Da, seama. Domnul Tănescu, v-ați înscris, vorbiți. Deci, valoarea maximă ar fi de 1.600.000 ori 2, da, să înțeleg. 3.200.000. Păi nu mai are 3.200.000. Se ia la cursul BNR, domnul, 3.200.000 mai mult. Și așa o să ne mai încap încă vreo 5. 3.700.000. Toată axa. 4,67 euro. Și cum le mai încap încă 5? Puțin înghesuit. Păi nu, e vorba de cum le zic. Păi vă mai încape Poștei, da? Poștei 6 milioane. Lei. Decât dacă vom veni cu o suplimentară. Deci clar, pe bani ești, nu trebuie să facem decât... Noi să depunem 100 de proiecte. Între care sunt finanțabile în primă instanță. Două. Mai pot fi 2 sau mai pot fi 6. Astea depinde de ceea ce depinde ce se va întâmpla cu restul țării, da? Exact. Vă rog. Am înțeles, perfect. O singură nenumerire mai am. Dacă studiile pentru celelalte grădinițe rămân valabile,
când se va deschide axa, de exemplu, în 2022? Sau când se va deschide următoarea axă? Vă rog. Mai trebuie refăcut ceva la acel moment sau putem să mergem direct cu finanțarea pe acestea? Studiile sunt făcute respectând toate normativele... Nu, n-ați interes. Ce valabilitate au? Ideea este în felul următor, dacă îmi permite, domnul președinte. Depunerea se finalizează pe 31.12.2018, dată după care nimeni altcineva nu mai va putea depune decât dacă cumva se va prelungi. Nu se știe. Da? De la acel moment se face o analiză pe toată regiunea Sud-Muntenia și se vede pe fiecare axă, indiferent de ce municipiu, da, participă pe axa respectivă, ce s-a depus. Și în momentul în care se va face această analiză, dacă sunt primării care nu au depus, noi putem beneficia de banii lor. Și atunci, pe acest principiu general, noi putem să avem mai multe proiecte, deși avem, de exemplu, pe axa de mobilitate. În mod normal, noi avem 38 de milioane de euro. Noi depunem proiecte de 80 și ceva de milioane de euro, numai pe axa asta, fără să mai luăm în calcul mijloacele de transport, de aceea am și făcut parteneriatul cu Ministerul Dezvoltării, tocmai ca să deblocăm banii respectivi, da? Și să putem să facem proiecte de infrastructură. Dacă celelalte localități, Târgoviște, Slobozia, Călăraș, Giurgiu, nu știu dacă îmi scapă unul, Alexandria, Pitești, nu depun proiecte pe această axă de mobilitate 4.1, atunci banii respectivi îi folosim noi, care am depus proiectele respective. După ce se va termina această analiză, se va face o analiză la nivel național. Și dacă sunt regiuni la nivel național care nu au consumat banii, acei bani vor fi distribuiți către regiunile care au consumat bani. Deci asta este principiul pe care se merge pentru a avea un consum de proiecte de 100%, de un consum de bani de 100%. Tocmai de aceea s-a și dat acea ordonanță în care a spus că se va contracta de minim 200% la început, pentru a stimula toate autoritățile publice locale să facă proiecte și să aibă un argument în spate, pentru că totdeauna când a venit, de exemplu, nu știu, cineva în control, a întrebat de ce a făcut proiectul dacă nu era singur pe finanțare. Tocmai de aceea s-a dat acea ordonanță pentru a da certitudine autorităților publice locale că pot face astfel de proiecte și că ele pot fi contractate. Și fără să fi trebuit să răspundă. Și fără să fi, exact. Dar, încă o dată vin și spun, la ora actuală, sau cel puțin ieri, pe axa 4.1 sunt decât două proiecte depuse de 70 de milioane de lei, din care unul este al municipiului Ploiești de vreo până în jur de 50 de milioane de lei și zilele astea vor fi depuse Canta Cuzino, Libertății și deja sărim din schemă, adică sărim de 200% noi. Pe axa 4.2 noi nu avem nicio sumă de bani alocată. Pe axa 4.3 nu există decât un singur, nu, niciun proiect. Noi avem două proiecte pe care le vom depune. Pe axa 4.4 e discuția de acum, există un singur proiect. Nu înțeleg de ce nu apare proiectul nostru, că eu înțelesesem că este ridicat în totalitate, mai smis cel de pe Poștei. Trebuie să verificăm, Milena. Ce mai e de ridicat? Așa? Domnule președinte. Bun. Și axa 4.4 nu există decât Piteștiul care a depus. Atât. Aș trebui să mai întreb și pe domnul proiectant ceva, pe domnul primar, cred că o să mai am ocazia să-l întreb. Deci să sintetizăm. Dacă o să ne calificăm și o să luăm cei 12.918 cu tot cu TVA, o să mai rămână 800.000 de euro, corect? Corect? 800.000 de euro. Din banii alocați direct, da. Da? Intră 5 proiecte în 800.000 de euro? Intră? Și ce facem de 800.000 de euro cu 4 proiecte? Nu, dar la nivel de regiune... Adică am înțeles că maxim e 200%. Indiferent. Nu pe aceea. Îți garantează contractarea ție cu 200%. Dar dacă pe regiunea respectivă celelalte localități nu depun proiecte, banii respectivi în totalitate îți revin ție. Am înțeles. Acum înțeles. Bine, supun la vot cine e pentru, abțineri votului împotrivă, 20 de voturi pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului proiectului economic și a documentației sectorului economic și poate să se fie pentru obiectivul hotărâre credință, program pentru și bulevardul petrolului. Discuție. Vă rog, domnul Novo. Nu, ți-a mai rog, vă rog. Nu,
La noi când se ridică mâna se și vorbește. Avem o modificare, văd, da, cu roșu. Asta e. Bun, dar proiectul așa a fost prezentat, da? Da. Bine. Deci nu e un amendament. Nu. Doamne, de ce nu-mi spuneți? Vă rog mult de tot. Nu știu, aș vrea să avem o colaborare mai strânsă. Bun, domnul președinte, fac eu amendament. În valoare totală 326.000. Este și foarte cealaltă la celălalt. Este exact aceeași situație. Dar nu putem să... Deci, eu unul nu văd proiectele că vin așa, nu mi se comunică, eu mi-apar cu amendamente, mă puneți într-o situație imposibilă. Nu știu la cine să fiu mai atent. Dacă nu-l văd pe popa să supără, să poie face la trenul, domnul Dănescu e prietul meu la de dat cuvântul, cum să fac? Spuneți-mi și nu niște bun. Mai sunt lucruri care nu se fac. E posibil să ne concentrăm noi noastră. Vă rog. Ca atare. Vreau să fiu anunțat de fiecare dată când sunt comisii, amendamente sau ce, doamne iar. Domnul primar, domnul primar, facem noi doi bucătăria și dinții. Vă întreb. Nu, vă întreb. Deci eu am întrebat, e amendament? Nu e amendament. Asta e liniștit. După care, când se spun la vot, deci amendament sau nu e amendament? Dați în altfel, da? Astăzi nu este amendament la el, pentru Dumnezeu. Dacă a fost când era mic bolnav de pojar, nu se rugă și acum. Rămâne o viață. Deci ce amendament sau nu e amendament? Doamna secretar, care... La... Azi apare ca alt proiect și nu e. Nu e amendament. Nu e amendament, e proiect de astăzi. Mai trebuie să fie cum zic unul cu roșu. Și atunci o lăsăm cu negru, cu roșu. Aștept oficial, că sunt anunțat. Atunci îi spuneți dumneavoastră să nu mergeți. Trebuie să pun la vot cine-i pentru. 20 de voturi pentru, mulțumesc. Mai departe, următorul proiect. Privind solicitarea de transferuri mai mult din imobil 615 în domeniul public al statului și administrarea mea BN în domeniul public al municipiului Ploiești. Aici vreau să știu eu care e pentru derularea, finalizarea proiectului primăriei, care sunt posturile la care primăria s-ar obliga pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor pe care le are din această transmitere urmată de execuția unor apartamente și de transmiterea către deci, costurile pe care noi trebuie să le avem în vedere și pe care să le aprobăm în această hotărâre. Vă rog. Mulțumesc. Și când a fost elaborat proiectul prima dată, a existat și ANL-ul își menține din acest punct de vedere suportul către municipiul Ploiești de a se realiza aceste apartamente pentru specialiști prin programul pe care și îl dezvoltă. Există o adresă în acest sens, venită la primărie. Este greu să vin să vă spun acum cu ce sumă, dar va fi făcută de către ANL. ANL, astfel de locuri, să le face cu finanțarea totală. Deci, putem să scriem acolo costurile primăriei pentru preluarea acestui teren și îndeplinirea tuturor obligațiilor sunt zero, da? Modelul de proiect de hotărâre a fost
furnizat și de către MAPN, orice modificare ne va duce la întoarcerea proiectului de hotărâre. Am înțeles, eu nu lucrez după modele când e vorba de banii Ploieștiului, lucrez după ce cred că trebuie să lucrez. Bănuiesc că nu-i deranjează pe cei de la MAPN, dacă noi aici votăm că suntem de acord cu toate chestiile astea, cu zero cheltuieli. O să vedem. Nu mai așa la mișto. Document. Pe altă parte, o altă problemă pe care a ridicat-o și o ridic. Sunt perfect de acord cu ideea de a lua acest teren și de a dezvolta ceva acolo pentru mici calitate. Votez cu două mâini chestia. Dar vreau să știu ce certitudine am că în termen de 4 ani care este prevăzut în actul respectiv, eu sunt capabil să îi dau MAPN-ului 80 de apartamente pe care nu le fac eu, ci le face un terț care nu se asumă termenul. 10 ani, în 4 ani, în 9 ani, în 200 de ani, condițiile în care mie, pentru un soclu de statuie, mobilizând toată forța primăriei și mulțumesc colegilor de nou pentru implicare, mi-au trebuit 7 luni, adică nu înțeleg chestia. Pe de altă parte, noi avem locuri care au fost începute de foarte mult timp și nici acum finalizate, datorită unor procese. Adică vreau să spun că există foarte multe, ziceți, foarte multe necunoscute, foarte multe variabile, foarte multe chestii pe care le pot stăpâni, dar eu mi-asum că fac o secundă în urmă, da? Îmi asum niște obligații care nu știu cât costă, pe nimeni nu spune, nu știu dacă le pot realiza că trebuie să fac masaj cu mâna altă, da? Cum o rezolvăm pe asta? Dumneavoastră cum o vede? Trecem acolo că zero și că nu ne asumăm trei de 4 ani, măcar dacă nu e să nu mă coste nimic, adică. Această procedură pe care MAPN-ul are... Nu. Dacă nu sunt ministru Apărării Naționale, nici nu fac parte din conducerea garnizoanei, de pentru care cine municipiul Ploiești, în patrimoniul municipiului Ploiești... În patrimoniul municipiului Ploiești se vor regăsi 7,3 hectare de teren într-o zonă, cum eu, extraordinar de bună ca poziție, ca acces, locație în care se pot realiza foarte multe obiective pe care municipalitatea le are în vedere versus 80 de apartamente. Este o procedură pe care au practicat-o în foarte multe alte localități în țară. Sunt 80 până la final, în 50 ani de zile. 50 ani. Dumneavoastră a spus 4 ani. 4 ani, să dăm 20. Domnul primar. Este terenul pe care putem să realizăm și proiectul legat de spital. Este cam singurul teren disponibil. Este o problemă, domnul consilier. Da, bun. Bun. Modificarea adusă la forma... Domnul, ce faceți? Nu a venit să vă spunem la oameni. Domnul primar, poate n-am vorbit de românesc, dar ca să vorbesc sintetic, că mai am și mai vorba pe dinainte, știți că n-am pus de vin președinte. Instanță, cum mi-am dorit, dar m-am spus pe altă parte, sunt aici, fac gargară, cum a spus el, mulțumesc că am stat pe asta, încercat, nu, să fie mult mai informat, da? Mulțumesc pentru... Vedeți să nu continuăm cu ce să fac, dacă continui cu gargară, ajung primul și nu cred. Da, așa, vor. Întrebare. Două puncte. Unu, sunteți de acord să trecem costul primăriei ca fiind zero în derulare acestui proiect? Și, așa, și numărul doi, că vă asumați respectarea termenului de acolo, pentru că eu prevăd că dumneavoastră veți fi președinte României și nu veți mai fi primarul în mandatul în care se va finaliza asta, peste 10 ani. Murim, îmbolnăvim, nu știu, facem ceva, e de bine, de rău, nu știu, sunt alții din părți,
da? Și atunci vedem că noi ne-am apucat, am băgat niște ceva bănuți acolo, după care nu putem să dăm apartamentele respective și pierdem tot ceea ce am băgat. Asta este problema mea, da? Putem să ne asumăm, aveți ați identificat niște mecanisme, niște modalități să putem să... Dacă nu le-ați identificat, repet, suntem dornici să preluăm aceste teren, dar identificați aceste mecanisme, asigurați-ne că avem o cheltuială zero pentru acest proiect. Nu zero, vorbesc zero de teren, zero de apartamente și nu vor exista întârzieri și vi-l votez cu două mâini, dacă e pană și dată trei. Domnul președinte, zero cheltuieli nu putem să punem acolo și vă spun de ce. La orice proiect ANL pe care noi l-am și gândiți-vă că nu dorim să construim doar 80 de apartamente prin ANL, dorim să construim mai multe apartamente și una din dorințele pe care noi le-am avut atunci când am solicitat acest teren a fost să construim mult mai multe apartamente. Și pentru tineri, și pentru specialiști, incluzând aici și cele 80 de apartamente aferente MAPN-ului. Da? Costurile de realizare a utilităților, costurile de realizare a infrastructurii rutiere și așa mai departe, cad în sarcina primăriei. Aceste costuri sunt conexe acestui proiect. Am înțeles, normal că nu mă refeream la acele costuri generate de realizarea unor proiecte. Mă refeream la acele costuri generate de un risc pe care aș putea să mi-l asum că nu îmi îndeplinesc obligația. Tocmai de aceea, constatând că nu sunt, propun prorogarea acestui proiect. Cine este pentru prorogare? Deocamdată aș vrea să iau și eu cu domnul președinte, că până la urmă îi dau dreptate și domnului primar. Dați-l ele, mai uitați-vă și pe stânga și pe dreapta. Eu am impresia că unii oameni și colegi, și fără să jignesc pe nimeni, sunt nevorbiți. Ar trebui să, și am să luăm toți colegii, să ne întâlnim niște ședințe de lucru, nu ședințe de consiliu, și să ne spune ce avem de spus. Ca să nu transformăm ședințe de consiliu în debate. Că practic așa se întâmplă. Da? Rugămintea mea este, o dată pe săptămână, o dată pe două săptămâni, la două săptămâni, dacă nu fim vreo extraordinară, de îndată, să ne întâlnim, să discutăm. Pentru că vin proiecte, așa cum am spus data trecută, adică ei, vin pe repede înainte. Acesta e un proiect care trebuie să fie foarte atent cu el. E adevărat, toată lumea își dorește acest teren. Problema e că tot ce e gratis, mai târziu mai scump. Hai să ne gândim de două ori. Și merg și eu pe amendamentul de potență de prorogare. Să vă citesc adresa de la ANR, dacă mai este cazul, dacă nu o știți. Deci urmarea adresei făcute de către primărie cu privire la transmiterea unui teren din domeniul public al statului din administrarea MAPN-ului în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local. Vă precizăm că agenția derulează obiective de investiții pe teren transmise de la MAPN către autorități publice locale. Drept urmare, vă precizăm că ANL poate prelua un astfel de obiectiv de investiții. Poate. Prin programe de construire locuințe implementate cu respectarea prevederilor legale, menționăm că edificarea celor 80 de unități locative este realizabilă în termenul stabilit, respectiv 10 ani de zile de la data intrării în posesia imobilului ce face obiectul proiectului de act normativ. Domnul primar, mă oblig personal să chem reprezentanții ANL la Ploiești să stăm de vorbă. Acest poate e poate. Să fie să spun. Poate să îl facă. Domnule primar. Eu văd că există. Nu sunt 10 ani, sunt 4 ani. 10 ani, prima etapă sunt 4 ani. Dacă noi n-am făcut în 4 ani nimic, eu văd că există o... terenul trecem în proprietatea ANL-ului, MAPN-ului, mă scuzați. Eu observ că există o consecvență a dumneavoastră în amânare. Luarea acestei decizii cu privire. Eram sigur că o să dați în electorat. Deci eram sigur. Domnul președinte. Ați mai aprobat odată acest proiect de hotărâre. Vreau să vă rețin atenția. N-am terminat, domnul președinte. Domnul președinte. Ați mai aprobat odată acest proiect de hotărâre. V-am votat. Ați mai aprobat odată acest proiect de hotărâre. În aceleași condiții. Să facem conferință de presă. Să știți că acest proiect este al meu sau al nostru. Este pentru Ploiești. Cine e pentru? Domnul președinte. Uitați-vă, domnule. Sunt două lucruri importante. Uitați-vă și pe partea dreaptă, domnul președinte. Domnul primar, în primul rând, nu se creau 7,3 hectare. Nu se creau 7,3 hectare, se creau 5,3 hectare. 2 hectare rămân în dotarea Ministerului de Resort. Este proiectul. Ascultați-mă, 7,3 din care 2 rămân. De asemenea, în momentul când se fac acele unități locative, ele se dau înapoi Ministerului Apărării cu terenul aferent. Deci, iarăși scade suprafața locativă.
7,1. Și domnul, uitați, domnule, scrie 7,3, din care 9,3 rămân 7, sunt 2,5. Da, și a doua, dacă în 7 ani nu construim nimic pe acel teren, în 7 ani nu construim nimic din ce ne propunem noi, acel teren va trece la Ministerul Apărării, inclusiv și dacă nu va avea aceste certitudini, domnule. Supun la vot prorogare. Domnul președinte, dar nu mai găsit. Păi nu, dar de ce mă enervați? Că dacă nu mai dați cu votul... Vă rog, e a treia oară că vreau să supun la votul. Păi vreau să vorbesc și eu în Consiliul, nu-mi dați voie. Vă rog. Da? Ieri la ședința de Consiliul Local a venit acest proiect de ordinea de zi. Și colegii mei au spus că nu au avut timp să-l studieze, să-l verifice în comisie. L-au studiat. L-au studiat și au dat aviz favorabil pe el, da? Așa. Bun. Problema este ceea ce atrageam atenția de ieri. Că dacă nu există voință din partea unor colegi... Nu l-am studiat, am dat aviz favorabil. Am dat pe loc ca să intre astăzi. De asta s-a dat aviz favorabil ca să intre astăzi. Domnul consilier, dați-mi și nevoie să vorbesc. Nu v-am răspuns. Păi eu am... Toată lumea știe ce atitudine aveți. Spuneați că nu este necesar, da? Acum 4 ani de zile am votat toți cu două mâini să facem un spital aici, în clădirea asta. Dumneavoastră nu erați consilier atunci. Nu s-a putut realiza. Și aici e spital? Da? Problema e, domne, problema este că luăm... Nu e spital aici? Domne, lăsați-mă, domne, să vorbesc. Vă întreb, domne, nu vă mă întreb, domne, să știu e de birou. Domnul Dănescu, domnul Dănescu... Păi nu știți, da? Despre ce este vorba. Vreau să spun că acest teren, domnul președinte, de la 9 hectare, conform adresei, 7 hectare mi le pun la dispoziție către primăria municipiului Ploiești pentru realizarea obiectului de investiții. De unde reiese asta, domnul consilier? Știți și mie proiectul de hotărâre, unde reiese cifrele astea de care vorbiți dumneavoastră? 7 hectare? Citiți-mi proiectul de hotărâre. Domnul Popa. Domnul Andrei. Structurile. Domnul Andrei. În cuprinsul proiectului, domnule. Deci stați numai un pic. Stop. Supun la vot prorogarea. Punct. Cine-i pentru prorogare? Ce-i proiectul, domnul consilier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 voturi pentru prorogare. Cine este? 12 voturi pentru prorogare. Cine este? Să abține. Cine este împotriva prorogării? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grupul PNL prezent în sală. Am prorogat acest punct. Aceasta este voința colegilor noștri, dar nu se realiza ceva... Știți proiectul înainte să vorbiți, domnul consilier. Ați dat cuvântul? Deci, domnule, vă rog, nu am dat nimeni cuvântul dacă vorbiți. Păi tocmai de aici trebuia să fie spital, ne comportăm ca la spital, da? Punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 28.647.875. La prorogare? Nu. Consilierii prezenți în sală. Ziceți, domnule. 7.1. 3. Din care 2.000 se duc înapoi la ei. Cum poate să fie 7 bani în casă? Foarte mai mare ca un spital. Raportul de specialitate. Domnule, s-a prorogat. Punct. Avem acesta. Să facem modificare. Vă rog. Doamna, spuneți-ne dacă este ok. Nu, 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 dacă acești bani îi avem și dacă ne putem, putem modifica valoarea. Deci vă rog să vorbim, să spuneți că totul este ok, care vine cuvântarea compartimentului dumneavoastră. Da, am vis favorabil de la... Bine, juridicul. Stați un pic. Domnul Popa. Mulțumesc, domnul președinte. La acest proiect de hotărâre vreau să fac acest amendament de a se modifica valoarea de la 28.647.875 la 34.013.36. De asemenea, la articolul 1 sau... Da, la articolul 1 valoarea pe este modificată. Da? Și la anexa numărul 1, față de ce a fost față de proiectul propus. Proiectul propus, anexa numărul 1 se completează cu proiectele, mă rog, fiat 7,
pe care le-am aprobat în ședința Consiliului Local de ieri și de astăzi. Sunt menționate sau nu sunt menționate? Sunt menționate, da. Da? Și de asemenea se modifică în mod corespunzător anexa numărul 2 și anexa numărul 3. Bine. Cu notele de fundamentare. Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Suntem câți în sală? 19 și 1. Deci